Salutare tuturor, spectatori uimitoare ai canalului nostru! Bun venit pe canalul nostru! Pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările înainte de a accesa videoclipul nostru. Dragi urmăritori, Slatercolo a avut un accident. Și-a speriat fanii. Slatercolo, frumoasa prințesă a garniturii de securitate, a avut un accident la locul de muncă. Dacă doriți să aflați mai multe despre Slatercolo, vă recomandăm să vizionați videoclipurile ei până la sfârșit. Slatercolo, actrița principală de succes a seriei Emanet, a reușit să devină una dintre cele mai populare actrițe din ultima perioadă. S-a clasat pe locul al 7-lea pe lista celor mai discutate. Slatercolo sună ca o bombă. Celebra actriță, alături de care vom primi în curând vești foarte bune, se pregătește să-și anunțe lucrările speciale. Se spune că Slatercolo, care încerca să finalizeze filmările serialului Escrow, a fost rănită în timp ce filma scene pline de acțiune. Va fi o provocare, deoarece există multă acțiune în capitolele următoare. Vestea că Slatercolo a avut un accident de muncă minor în timpul filmării scenelor forțate i-a supărat pe fanii ei. Scenele de acțiune sunt cele mai dificile părți pentru actorii de succes. Aceste scene necesită multă experiență. În general sunt scene în care se folosesc duble, dar a fost un mic eșec, îi transmitem cele mai bune urări actorului, care a aflat că sănătatea lui este bună. În ultimele zile, împărtășim cu voi trucul dublu al lui Slatercolo. Asemănarea cu Sula era remarcabilă. Suntem foarte aproape de scenele pline de acțiune pe care personajul lui Canan le-a plănuit pentru Seher. Deci toate frumusețile îi așteaptă pe Seher și Yaman, totuși vor suferi puțin. Canan îi va cere să dea socoteală pentru palmele pe care i le-a aruncat Seher, una câte una. Dar învinsul va fi sufletul tău, favoarea va câștiga. Cuplul nostru va fi foarte fericit. La cele mai recente știri fiți la curent pentru acces instantaneu. Abonați-vă la canalul nostru, dați like videoclipului, distribuiți videoclipul, păstrați notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi. Rămâneți sănătoși, la revedere!